Am revenit în direct și vedem ce se mai întâmplă și în afara granițelor. Erupție spectaculoasă a unui vulcan din Costa Rica. Fumul gros a ajuns la o altitudine de aproape 2000 de metri. În urma exploziei nu s-au înregistrat pagube materiale sau victime, însă cetățenii au fost îndrumați să nu se apropie de râurile din apropiere. Acesta este momentul în care vulcanul Rincon a erupt în nordul statului Costa Rica. Experții geologi au clasat evenimentul pe treapta a doua, pe o scară cu 4 niveluri de periculozitate. Explozia a fost atât de puternică încât a împrăștiat materii fierbinți în afara craterului în râurile din apropiere. Autoritățile i-au îndrumat pe locuitori să nu se apropie de râurile și pârâurile din partea nordică a versantului, deoarece există riscul ca acestea să fie contaminate. În Costa Rica se află peste 120 de vulcani, însă doar 5 dintre aceștia încă sunt activi. Consiliul Național pentru Situații de Urgență din țară a avertizat că există semne a unei creșteri a activității vulcanice.